Știri Flash. Îi spuneam în vechime, în antichitate, rabarbaros, deci o plantă care vine din, din lumea barbarilor. Din lumea barbară. În românește se mai spune și revent, și rubarbă, și rebarbură, depinde care cum aude. Dar noi la Saschizii spunem rabarbă. Bun, gospodinele, cum fac gemul? Și dacă cineva va trece prin Saschiz pe 16 mai, cu siguranță va putea cumpăra 2-3 borcane de gem, de rabarbă. Da, în mod clar vor avea ocazia, pentru că acest eveniment aduce împreună mici producători, aduce împreună comunitatea, vor fi jocuri, vor fi concursuri, vor fi evenimente din acestea distractive, iar gemul de rabarbăr nu e așa o mare filozofie. Se curăță tulpina de se elimină frunza, se curăță tulpina de stratul de la față, se taie în bucățele mici, ajung un fel de cubulețe. Nu sunt chiar cubulețe, pentru că rabarbărul nu e pătrat, are o formă mai mult diformă. Da, dar da, cubulețe încep să se amestecă un pic cu zahăr. Emulsia e să fie zahăr de pod, deci tot din Transilvania. Și se fierbe la foc rapid pentru scurtă perioadă de timp, ca să nu-și piardă culoarea. Să fie tot roșu. Să-și păstreze proprietățile. Zahăr se adaugă pentru conservare, din motive de conservare. Dar de rabarbă se fac și prăjituri, se face și compot, se mănâncă și așa cum ați spus mai dinau, crud. Are diferite moduri de întrebuințare, dar invităm ascultătorii noastre să vină și să probeze in situ. Pe 16 mai, sărbătoarea rabarbărului aici în Transilvania, la Saschiz, dacă treceți pe acolo, să vă opriți, puteți să organizați chiar și o mică excursie, pentru că locurile sunt frumoase și împrejurimile Saschizului sunt absolut uimitoare. Puteți să o luați pe drumul acela vechi și încet, încet să găsiți cetățile fortificate, să sești, să le vedeți, să le parcurgeți, să le cunoașteți. Avem atât de multe locuri frumoase și uite că nu știm să le punem în valoare. Sunt locuri excepțional de frumoase aici în Transilvania, în podișul Transilvaniei, foarte bine conservate, un pic de grijă dacă avem de ele și dacă putem să le folosim, să știți că putem să devenim un punct de atracție turistică pentru toată lumea. Știri Flash.